Ia hai să vizităm o casă, să vedem cine o să ne deschide, cine o să ne răspundă. Ia să vedem. Văd o mână, văd o mână de om alb și o doamnă. Bună ziua, doamnă. Eu mă salut cu dumneavoastră, dar... Intrați. Bună ziua. Hai, Halloween fericit. Ce Halloween fericit, doamnă? Știți măcar cu ce-mi dați mie aici? Ia dați încoace. Ascultați aici un adevăr suprem. Astăzi n-am venit să vă colind. Astăzi am venit să vă explic în ce constă sărbătoarea asta, care e între cumpănă dintre alb și negru, dintre lumină și întuneric. Este o sărbătoare a demonizării copiilor, în care copiii sunt ademeniți cu dulcișorul și săracii vieții de ei se otrăvesc cu dulcile astea care nu trebuie mâncat și otrăvitor. Și odată cu acest dulce otrăvitor ei ajung în gheara diavolului și gheara dar nu filmați, doamnă, prostiile. Și ajung în garaj. Deci mai în scurt, eu mă numesc Antilohie Bostan. Sunt preotul care astăzi vă dă puțină lumină și informații. În Canada se întâmplă sărbătoarea asta murdară. Uitați la copii, știi ce murdar pe față. Sărbătoare în care copiii cad în gheara diavolului, în gheara demonului și sunt ademeniți să mănânc dulciuri. Uitați-vă, bărbat serios, cu lucru, cu carticică de muncă, la ce a ajuns. El are o femeie care se uită după dânsul. Uitați-vă, are o femeie. Cum a ajuns el cu rochia asta? Strașnic. Ai, 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 ai. Și mănâncă toți copilașii, mănâncă prostiile astea care nu recomand niciodată să mâncați și voi. Fugiți de aici, fugiți, fugiți, fugiți de aici, fugiți, la revedere. Au căzut în plasa diavolului copilașii ăștia. Așa e de urât când îi trebuie să mănâncă dulce. Așa e de rău să mănânci dulce. Fugiți copilași, fugiți așa. Asta e încă un aspect important. La fiecare sărbătoare, oamenii sunt impuși de către guvern să cheltuie sute, dacă nu chiar mii de secunde pe cumpărarea pachetelor cu chipsuri. Ce înseamnă chips? Haideți să ne gândim. Cartoafă, subțire și uscată. Cartoafă ce-i? Tubercul. Eu bercul, tu bercul, toți bercul. Tubercul înseamnă tu intri din rădăcină și dacă tu tai cartoafa și o faci subțire ca chipsul, tu te tai pe tine și te tai în suflet. Chipsul ăsta este sufletul murdar care intră în copil prin gura diavolului care îl infectează pe dânsul. Toți copiii care mănâncă chipsuri de Halloween sunt diavoli. Copii, fugiți de aici! Fugiți, copii! Fugiți, dați bomboanele înapoi! Nu, mersi, vino înapoi în casă și pocăiește-te! Părinții tăi sunt vinovați că au călcat în păcat. Uai! Strășnicii mari acești copii trăiesc. Eu vă promit că la 18 ani o să vină fulger mare în ograda lor și o să le ardă toți pătlăgeile care le-au sădit. Asta e mare păcat. Dar pentru voi vă mai spun o dată, nu trebuie să cădeți în plasa asta. Nu mâncați dulciurile astea și bomboanele, că e tare, e foarte nesănătos și strică mentalitatea. Cu cât mai mult mănânci, cu atât mai rău ești la cap. Mai avem o serie de victime, dragi prieteni, care au venit. Doi băieței tineri care ar putea deja... Câți ani aveți? Combien de années dans le maison? Combien de années? Nu știu franceza că-s micuți. Deci copiii ăștia sunt micuți încă și ei trebuiau deja să lucreze la vreo fabrică, să fie vreo cusătăreasă. Dar ia că tatăl a îmbrăcat în banan, să vă fie rușine la părinții ăștia care își lasă copiii noaptea. E noaptea, știți câți nebuni pe stradă sunt? Și asta nu-i centru, asta e poșta veche, unde suntem noi? Iar acum suntem în exteriorul clădirii care este casă, în exteriorul clădirii care ce înseamnă? Dacă înăuntru este căminul familial, afară trebuie să fie ceea ce îți alimentează ție sufletul. Și aici ce este bostanul? Bostanul este simbolul cui? A toamnei. Toamna este ce pică frunza. Când pică frunza la bărbat, se termină sămânța. Ce înseamnă Halloween-ul? Moartea seminței unui bărbat. Opriți demonizarea copiilor. Opriți demonizarea copiilor. Iată că am ajuns la o casă fermecată. Aici unde stă o... Mort, hai, intră. Atent. Ok, nata.